Dar nu trebuie să ne alarmăm foarte mult, trebuie să fim vigilenți în schimb. Situația nu este deloc simplă. Situația se va acutiza din ce în ce mai mult. Europa clar va intra în război, dacă nu acum imediat, cel târziu în toamnă. Va fi un război care se va extinde, tocmai din cauza implicării NATO, da? Pentru că ține foarte mult de implicarea și neimplicarea NATO, iar NATO se va implica până la următoarea vreme cât vor fi și ei afectați. Da? Însă trebuie să discernem foarte clar care sunt acțiunile noastre. Haosul și panica nu este ceea ce ne dorim. Mai ales că România este o țară care, din fericire, va fi ocolită. Asta voiam să te întreb. Dacă România va fi în acest război european de care spui tu? Răspunsul este da și nu. Da, va fi în război din punct de vedere economic, pentru că va fi afectat tot un război, este și acesta, dar din punct de vedere al siguranței vieții, nu. În cel mai rău caz, se poate întâmpla să se întâmple pe la granițele țării un incident, două, izolate dintr-o greșeală, nu știu, că a picat bomba, că sau a fost o chestie falsă, ceva de genul ăsta, dar nu va fi afectată. Deci nu este cazul să ne gândim că România va fi implicată în acest război. Sunt foarte mulți oameni panicați care deja se gândesc unde să plece, care deja își fac pașa. Foarte mulți au plecat deja, să știi. Eu chiar știu foarte multe persoane și eu sunt întrebat aproape în fiecare zi dacă se plece sau nu. Nu prea ai unde să te duci decât în afara Europei, însă nu prea este cazul. Din nou, pleci, lași tot, nu mi se pare o soluție în momentul de față, dar gândește cum să-ți gestionezi cât mai bine lucrurile aici. Mai ales că, neavând război în România, noi avem norocul ăsta fantastic, da? Trăim într-o țară cu o energie extraordinară din punct de vedere spiritual. Avem foarte mulți centri energetici foarte buni. Suntem numiți grădina Maicii Domnului. Avem un pământ sfânt din toate punctele de vedere și asta ne va proteja. Ciudat poate pentru unii, eu nu sunt un mare patriot, recunosc, în același timp simt această energie de aici și nu aș pleca din România. Și Arsenie Boc a spus acest lucru, că România... Și cred că mulți alții. Deci România, la un moment dat, România, să știi că va ajunge un mare centru spiritual și nu doar atât, va ajunge să fie cumva de dorit ca mulți să se mute aici, da, și nu vor putea să intre. Gândește că, ok, noi acum avem niște probleme financiare, poate o să avem și probleme economice, dar față de multe alte țări, noi avem foarte multe resurse neexploatate. Avem atâtea terenuri care pot fi cultivate. Avem și noi gaze care trebuie și ele extrase. Avem petrol, avem tot ce devenim ne trebuie. Devenim cu asta mai independenți? Și vom deveni mult mai independenți cu aceste lucruri pe care le avem. Dar, bineînțeles, asta este un proces. Da? Nu se va întâmpla de azi pe mâine. Însă, nu în foarte mult timp, vom ajunge să ne dezvoltăm și să creștem. Orice proces ăsta de reconfigurare, de regenerare trece și printr-o perioadă un pic mai abruptă, pe care noi o să o avem, din punct de vedere economic. Cât estimezi că va dura acest proces de regenerare, restructurare, să-l numim așa? Să vă dau un termen clar, al cât mai durează acest război, nu pot să vă spun. Doar că vă spun că ăsta nu este doar începutul. Termenul pe care eu îl văd și pe care pot să vi-l dau este de 2032. Până în 2032 lucrurile se vor precipita la nivel global. Da? Va fi vorba despre acest război, va fi vorba despre reconfigurarea Uniunii Europene, se vor schimba puterile politice, Statele Unite ale Americii, spre exemplu, vor cădea ca și putere în următorii ani de zile. Apoi vor fi probleme cu încălzirea globală, se va ajunge la tot felul de... a căuta tot felul de metode alternative, da, pentru energie. Va mai apărea și un alt virus undeva prin 2025, deci trăim niște vremuri foarte schimbătoare. Hai să schimbăm această linie temporală. Mi-aș dori din suflet, dacă aș vrea să fac așa, știi, din dege și totul să se schimbe, pentru că ar fi mult mai simplu. Însă clar este un semnal de alarmă și pentru noi ca oameni. Este un test pentru omenire? Clar este un test, este o cernere, este o lecție pe care o primim din nou de la divinitate, de la univers. Nu am învățat nimic, cum spuneam mai devreme. Este ireal ca tu să ajungi din nou să faci aceleași greșeli pe care le-ai făcut în trecut. Spuneai tu că este cer, că din punct de vedere economic România va fi afectată. Putem vorbi de o criză a unor produse, de exemplu? Fără dar și poate. Criza de produse o să existe, o să fie din ce în ce mai puține produse pe piață. Chiar se va ajunge la un moment dat și la o raționalizare a mâncării. Dar nu o să putem să curăm la fel de mult aceleași lucruri ca de obicei. Însă, cum am spus și mai devreme, cu siguranță asta ne va forța pe noi ca țară să începem să producem mai mult. Da? Pentru că până la urmă în România, să știi că noi primim din exterior cam 70% din produse pe care le puteam face aici la noi. Așa, dacă e să
dăm o notă pozitivă cumva acestui lucru este faptul că noi ne vom reconfigura ca și economie încet, încet. Avem destul oameni care pot face acest lucru, oameni, românii sunt niște un popor inteligent care se vor descurca până la urmă. Deci avem resursele necesare. Resursele fără dar și poate, dar da, vor dispărea destul de multe lucruri. Adică eu cred că se va ajunge în momentul în care vom avea bani în buzunar, dar nu vom mai avea ce să cumpărăm din magazine. Deja asistăm la o criză a mașinilor, a altor produse. Asta s-a întâmplat de pe vremea pandemiei, când lucrurile într-adevăr se găseau foarte greu. Și acum, dacă vrei să-ți iei o mașină, aștepți ani de zile. Gândește-te că foarte multe lucruri se făceau în alte țări, foarte multe piese, da? Va fi foarte greu cu transportul, va fi foarte greu cu producerea acestora. Vom asista și la o creștere foarte mare a prețurilor, de asemenea. Da? Din cauza aceasta, orice vrem să mâncăm ca și bunuri, va fi un pic mai dificil decât a fost până în acest moment. Va fi afectată și piața forței de muncă? Ne vom găsi joburi mai greu? Îți dai seama că foarte multe corporații, spre exemplu, da, care sunt și în România, au ca mamă alte țări. Da? Și dacă acestea vor fi afectate economic, clar și aici se va crește un pic rata șomajului. Da, cu siguranță va întâmpla asta. Însă, partea bună este că vor apărea din nou foarte multe meserii care nu ne mai găseam, nu știu, cizmar, electrician, tot felul de lucruri de genul acesta. Acum, sincer, ne întoarcem la meserile de bază, care, sincer, lipsesc foarte mult, adică greu găsești o persoană să fie pregătită în astfel de domenii. Toată lumea făcea facultăți, toată lumea vrea să facă inginer și doctor, dar de fapt aveam prea mulți doctori și ingineri, da, sau nu știu, orice avocați, era da. O pătură socială. O pătură socială, exact, da, era supra-saturată. Deja cumva trebuie să începem să ne reconfigurăm. Și copiii din ziua de azi trebuie să gândească foarte clar la niște lucruri mai practice, la niște meserii mai practice. Vestea bună pe care ne-a adus-o astăzi este că anul acesta putem călători. Așa este. Anul acesta putem călători și profitați cât puteți de aceste călătorii. Mă refer în afara țării, pentru că în timp vom călători mai mult în interiorul țării, din nou un plus adus României și turismului, pentru că banii vor rămâne în țară. Turismul se va dezvolta destul de mult în următorii ani de zile la nivel intern. Și pentru că ai spus că vor fi probleme în Europa, cu siguranță toți oamenii se vor duce pe alte continente în vacanță. Exact. Asta dacă se va mai putea foarte mult cu transportul aerian, pentru că vor fi atât de multe acte care vor trebui făcute și combustibilul crescând atât de mult și prețurile biletelor de avion vor fi extrem de mari. Deja prețul pachetelor turistice a crescut foarte mult. Așa este. Trecut. Așa este și va mai tot crește. Adică eu ceea ce văd este că în ceva ani de zile vom ajunge din nou ca zborul cu avionul să devină un lux. Știi cum era pe vremuri 90, când mergeai cu avionul era ceva fantastic, da? E bine, și nu toată lumea își permitea să facă acest lucru. Și acum nu o să mai putem călători cu companii low cost sau alte lucruri, pentru că se va ajunge la falimentarea unor companii aeriene și va trebui să dăm mult mai mulți bani pe un bilet să plecăm în altă parte.